După primul război mondial și după Marea Unire, Petre Carp a spus că România are atât de mult noroc încât nici nu mai are nevoie de politicieni. Ei bine, cazul Ucrainei este opusul, pentru că au avut un ghinion teribil, chiar dacă au avut figuri remarcabile de conducători. De-al minteri, situația Ucrainei și a României în timpul și după primul război mondial oferă foarte multe asemănări și trebuie înțelese împreună. Multe lucruri din istoria României în acea perioadă pot fi înțelese mai bine dacă ne uităm și ce s-a întâmplat în Ucraina. Evident, în februarie 1917 are loc revoluția împotriva regimului țarist, e proclamată o nouă formă de guvernământ. În octombrie, mai exact în noiembrie, după noul calendar, bolșevicii iau puterea în urma unui puci la Petrograd. În Ucraina lucrurile merg într-o altă direcție, pentru că foarte devreme, deja în noiembrie 1917, Ucraina decide să urmeze altă cale. La alegerile pentru adunarea constituantă, bolșevicii au 10% în Ucraina, iar în ianuarie 1918 este proclamată independența Ucrainei, Republica Populară Ucraineană. Însă să nu uităm contextul, și anume victoria Germaniei și Austro-Ungariei în războiul din Est, da? Pacea de la Brest-Litov din 1918, care marchează victoria Germaniei. Iarăși să ne gândim în paralel la ce se întâmpla în România, tratativele pentru pacea de la Buftea. De asemenea, Ucraina încheie o pace separată cu puterile centrale, însă guvernul republican nu face față dificultăților, iar în aprilie 1918 ia puterea printr-o lovitură de stat nesângeroasă un general, Skoropadsky, care provenea dintr-o veche familie aristocratică ucraineană, era general în armata rusă, și până în decembrie, deci din aprilie 1918 până în decembrie, sfârșit de noiembrie 1918, îl avem pe Skoropadsky în fruntea Ucrainei, care are un rol foarte pozitiv în multe privințe de consolidare a independenței incipiente. Însă, odată cu prăbușirea puterilor centrale, Germania și Austro-Ungaria, evident că și Skoropadsky pierde puterea și revin cei care pierduseră puterea în aprilie, în frunte cu Semion Petliura, care se afirmă ca adevăratul lider al Ucrainei independente. În 1919, tot în ianuarie, partea de vest a Ucrainei se unește cu partea de est. Deci avem independența în ianuarie 1918 și unirea în ianuarie 1919. Din păcate, Ucraina a avut un imens ghinion, pentru că a fost teatrul unui devastator război civil. Ucraina a fost pur și simplu distrusă de războiul civil declanșat de Lenin, pentru că pe teritoriul Ucrainei s-au luptat mai multe forțe armate. Armata Roșie, Armata Republicană Ucraineană condusă de Petliura, rușii albi, care nu recunoșteau Ucraina ca stat independent și suveran, apoi erau anarhiștii, anarhocomuniștii lui Nestor Makhno și în sfârșit armata poloneză. Vă dați seama că 5 armate au făcut harcea-parcea Ucraina. De-al minteri, la sfârșitul războiului civil are loc o primă foamete teribilă în Ucraina, în anii 1921, 22, 23. Pe scurt, destinul Ucrainei la sfârșitul primului război mondial ne ajută să înțelegem ce noroc extraordinar
am avut noi atunci și că n-am devenit, spre deosebire de Ucraina, parte din Uniunea Sovietică.